Un bărbat din satul mare ar putea fi cercetat penal pentru distrugere după ce a fost surprins de jandarmi în timp ce forța portiera unui autoturism parcat într-un loc public din municipiu. Este vorba despre un localnic în vârstă de 46 de ani, care la sfârșitul săptămânii trecute a fost oprit de un echipaj de jandarmerie în timp ce forța portiera unui autoturism, scrie satumareonline.ro. După ce a fost avertizat de jandarmi să înceteze activitatea, bărbatul a fost oprit, iar din spusele acestuia a reieșit faptul că intenționase să sustragă bunuri din respectivul autoturism. A fost contactat proprietarul vehiculului, care a constatat că portiera din față prezenta urme de forțare, iar încuietoarea nu mai funcționa. În aceste condiții, existând suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârșirea infracțiunii de distrugere, jandarmii au întocmit un proces verbal despre împrejurările constatate. Actul de sesizare va fi înaintat poliției pentru continuarea cercetărilor în cauză.